minutele care urmează vreau să vă vorbesc despre o mașină foarte specială, una în care s-a băgat foarte mult suflet, pasiune și, desigur, efort. Vorbim despre acest Volkswagen Scirocco, o mașină cu anul de producție 1985, despre care vreau să vă povestesc cum de a ajuns să arate atât de frumos. A doua generație Volkswagen Scirocco a fost lansată în anul 1981 în cadrul salonului auto de la Geneva. Chiar dacă acest cupe sportiv a fost construit pe platforma primei generații, noul model se remarcă printr-un look foarte modern la acea vreme, principalul element distinctiv fiind spoilerul spate care desparte luneta în două părți. Cât privește exemplarul pe care îl vedeți, proprietarul acestuia și-a dorit să-l aducă cât mai aproape de original. Pentru aceasta a fost nevoie de mult efort și multe ore petrecute în căutarea pieselor autentice. Acum aș vrea să vi-l prezint și pe proprietarul acestei bijuterii. Victor, te rog, salut! Prima mea întrebare. Spune-mi, din ce an este această mașină? În ce an a fost produsă, de fapt, și de unde a venit ideea ca să o aduci în această stare? Mașina e din 1985 și ideea a venit spontan. Din start nu mi-au plăcut aceste mașini, doar când am fost și am văzut-o, m-am îndrăgostit în ea și am cumpărat. Când ai început să lucrezi la ea și cât timp a durat tot procesul? Am început să lucrez la ea drept din săptămână când am cumpărat-o, doar că radical am schimbat-o de 8-9 luni. Eu știu mașina, încă țin minte pe atunci când ai procurat-o, bun, nu era în cea mai bună stare. Ai avut foarte mult de lucru, presupun, ce i-ai făcut? Mașina am dezmembrat-o complet, am vrut să vopsesc de la început în roșu, după asta am avut niște dubii, mă gândeam sau în albastru sau în alb. Dar până la sfârșit am ales culoarea roșie de Porsche 911. Este un GT3 din câte. De ce anume culoarea asta de pe Porsche? De ce nu o culoare de pe un Ferrari, Lamborghini sau alte mașini? Din start a fost roșu Ferrari Rosso Corsa, însă după ce am găsit pe internet poze cu 911 GT3, am înțeles că e culoarea care o doresc. Ok, eu știu că tu i-ai micșorat și garda la sol, mașina este foarte joasă. Cu cât ai micșorat și, de fapt, care e ideea? Ideea e între aceea că este un stil de, așa spus, tuning, mai mult dezvoltat după hotare, de mașini joasă care se numește Stance. Și foarte tare mi-a plăcut, am hotărât să cobor și o mașină mai jos. De curând mașina știu că a fost votată pe un site din Rusia și ba mai mult chiar a fost numită una din mașinile zilei. Știu că e un site foarte popular și e greu ca mașina ta să fie și să ajungă acolo. Cum ți-a reușit? Câtă lume a votat sau cât de mulți oameni de altfel au intrat pe profilul tău ca să vadă această mașină? Mașina foarte spontan, singur nu m-am așteptat la aceasta, nimerit la alegerile pe site. Însă nu am făcut nimic pentru asta, administratorii singuri au ales-o. Timp de 24 de ore cât mașina a fost la alegeri, am avut în jur la 14.000 de vizualizări pe pagină. Sunt sigur că ai primit și foarte multe comentarii. Ce ți-au scris oamenii? Foarte multe comentarii, nici nu am dovedit să le citesc pe toate, nu dovedeam să le văd pe toate. Oamenii mai mult au scris că sunt mirați de această mașină, că puține mașini de acestea au rămas în lume, într-așa stare și au rămas foarte mulți uimiți. Acum că am discutat și acest lucru, eu de fapt sunt foarte interesat să urc la volan, să mergem împreună și să mai discutăm și în mers câte ceva despre această mașină și de altfel te invit să o facem. Ce zici? Mergem? Ha. Trebuie să vă spun că odată așezat la volanul acestui cupe sportiv, primul lucru pe care l-am sesizat a fost garda la sol foarte joasă, de doar 6 cm. Din această cauză, de pe scaunul lui Scirocco, priveam celelalte autoturisme de jos în sus, la fel cum mă uit de obicei la vreun camion din mașina pe care o conduc zilnic.
Desigur, într-o astfel de mașină nu poate fi vorba de servodirecție. Nici nu m-am așteptat la așa ceva. Ba din contră, mi-a plăcut să simt această legătură fizică dintre volan și roți, care nu mai există la automobilele moderne de astăzi. Și asta m-a făcut să-mi amintesc cu multă nostalgie de mașinile anilor 80-90. La fel de plăcut surprinzătoare este și reacția oamenilor. Atunci când văd o mașină cu anul de producție 1985, care arată izbitor de bine, cu a sa gardă la sol atât de mică, dotată cu jante lustruite și vopsită într-o culoare similară cu cea unui 911 GT3. Iată că am pornit la drum, trebuie să o recunosc că este una dintre cele mai interesante mașini pe care le-am condus, și asta pentru că, în ciuda vârstei pe care o are, vorbim totuși despre o mașină cu anul de producție 1985, acest Scirocco atrage foarte multe priviri pe stradă. Victor, te-ai obișnuit deja cu asta sau încă mai atrage atenția? Nu, sunt obișnuit deja cu toate privirile de pe stradă. Eram în ambutiaș cu fereastră deschisă și poliția rutieră m-a întrebat dacă nu o vând. Iată că se interesează și ei de astfel de mașini. Dar, apropo, nu te opresc? Nu vor să afle mai multe despre mașină? Am avut cazuri când m-au oprit, au luat pașaportul tehnic doar pentru să afle ce mașină e. Am înțeles. Ok, zi-mi ce planuri ai pentru ea mai departe. Mai departe vreau să restaurez în totalitate interiorul, să o cobor mai jos. Încă mai jos? Încă mai jos. Dar care e distanța de la suprafața de drum până la mașină? Care e garda la sol acum? Nu ai măsurat-o cumva? Acum e 6-7 cm. Eu trebuie să recunosc că din toate mașinile sportive pe care le-am condus, asta probabil că le bate pe multe atunci când vine vorba de garda la sol. De fapt, fiind la volanul acestei mașini, ai un feeling foarte special. Nu am evitat cu nici o altă mașină atât de mult gropile sau nu am ales atât de minuțios drumul pe care merg cum o fac cu acest Scirocco. Bine, dar tu mașina asta până la urmă ai făcut-o doar pentru tine sau vrei totuși să participi cu ea undeva? Pentru că dacă ai avut o reacție atât de bună pe site-ul unde de altfel a fost numită mașina zilei, poate deja ai și alte planuri pentru acest Scirocco. Am un plan neîndeplinit de vara trecută, vreau să plec cu ea la Volkswagen Fest în Kiev. În Ucraina, nu? În Ucraina, în Kiev, și să aduc cupa acasă. Am înțeles. Păi stai un pic, tu vrei să aduci cupa acasă, dar din câte știu eu, chiar moșul tău tot are un Volkswagen și are și el pretenții la cupa aia, nu? Are pretenții, dar... Ce? Vom vedea. Lasă că îl invităm și pe el în emisiune și vorbim și cu el. Zic mai multe despre concursul ăsta. Ce înseamnă el de altfel pentru pasionații de automobile Volkswagen? Fiecare vară se face Volkswagen Festival, unde se îngrămădesc foarte multe mașini Volkswagen, Skoda, Audi. Sunt foarte, foarte, foarte diferite mașini, și noi și vechi, modificate, clasice. O atmosferă foarte interesantă. Bun, dar în tot procesul ăsta de restaurare, zi-mi, te rog frumos, ce a fost cel mai greu să obții pentru această mașină? Poate o piesă, poate un anumit, nu știu, ce a fost cel mai greu să găsești la ea? Cel mai greu a fost, eu cred că, timpul așteptat. Fiecare zi văzută mașină în proces, nu știu cum să-ți explic atmosfera asta când o vezi... O vezi în gând, dar abia aștept să o vezi, da, în realitate. Da, da. Câți oameni suntem atâtea și păreri sunt, și sunt oameni care reacționează foarte pozitiv și le plac, sunt oameni care îmi spun că e ceva nu normal, trebuie să o ridic, să pun cauciucurile mai late și să... Ok, bun, și ăsta e singurul proiect pe care vrei să-l dezvolți sau să-l duci până la capăt, sau te mai gândești?
Îți mulțumesc frumos pentru această ocazie. E o mașină extraordinară pe care aș vrea să le recomand poate și la unii din funcționarii noștri publici ca să meargă pe astfel de mașini de joase și să înțeleagă și ei mai bine că asfaltul de pe la noi este foarte prost. Nu? Le-o dai în caz de ceva? Cred că da. Da. Îți mulțumesc mult, succes cu mașina. Sper să o dezvolți cât mai curând și să fie foarte frumos. Mulțumesc și vouă, succes.